Academia Navală Mircea cel Bătrân organizează în perioada 5-18 septembrie sesiunea a doua examenului de admitere pentru secția civilă. Cele 350 de locuri cu taxe rămase disponibile sunt repartizate pe specializări astfel: navigație și transport maritim și fluvial, 9 locuri cu frecvență și 113 cu frecvență redusă, inginerie și management naval și portuar, 30 de locuri cu frecvență, electromecanică navală, 8 locuri cu frecvență și 110 cu frecvență redusă, electromecanică 21 de locuri cu frecvență și 59 cu frecvență redusă. La programul de studii universitare de masterat oferit de Academia Navală au mai rămas la domeniul de studii inginerie maritimă și navigație următoarele locuri: sisteme electromecanice navale, 6 locuri la cu taxă, științe nautice, 2 locuri la cu taxă. Dosarul plic trebuie să conțină numai copii simple sau copii legalizate după următoarele documente personale: cererea de înscriere tip se obține de la secretariatul admiterii, 3 fotografii color 3x4, copie după certificatul de naștere, copie după cartea de identitate, copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, copie după diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință că a fost promovat examenul de bacalaureat, copie după foaia matriculă din perioada liceului, adeverință medicală de la medicul de familie cu antecedentele patologice, chitanța pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere se achită de la înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de această taxă. Depunerea dosarelor se va încheia marți 18 septembrie, ora 15.